O sătmărancă gravidă în luna 8 a cerut ajutorul prefectului pentru că patronul la care lucrează nu eliberează adeverința de angajat. Femeia a făcut petiții peste petiții, iar controlele la firmă au arătat că proprietarul nu a plătit contribuțiile la sănătate. În plus, din luna iunie, angajatorul nu a achitat nici salariul lucrătorilor. Patronul refuză să îmi elibereze o adeverință ca să pot intra în maternitate și ulterior pentru indemnizația de creștere a copilului. Am înmânat atât, deci am spus și verbal pentru cerere, am înmânat și o cerere scrisă. Vă mulțumesc frumos, la revedere. Am trimis și prin poștă o cerere, la fel nu mi s-a răspuns, deci nu am primit adeverința. Sătmăranca nu a cerut altceva decât să-i fie respectate drepturile pentru a putea beneficia de indemnizația de creștere a copilului și concediul de maternitate.